Bună, dragilor! Eu sunt Beatrice, bine ați venit pe canalul meu! Astăzi aș vrea să vă prezint o rețetă de bază de biscuit francez fără mat. Este un biscuit care poate fi folosit în diverse aplicații. În mod special este întâlnit ca umplutură în compoziția torturilor sau prăjiturilor, oferindu-le o textură crocantă. Biscuitul poate fi combinat cu ciocolată, praline, caramel și așa mai departe și poate fi folosit de asemenea și ca decor. Deși se poate procura și din comerț, este foarte simplu și eficient de realizat și în condiții de acasă. Haideți să începem! Pentru a pregăti biscuitul, nu avem nevoie decât de 4 ingrediente în cantități egale. Un topit, albuș de ou, zahăr pudră și făină. Un mod simplu de a stabili cantitățile este de a cântări mai întâi albușurile de ou și apoi să luăm aceeași cantitate din restul ingredientelor. În cazul dat, eu am folosit 2 albușuri care au cântărit în total 68 de grame. Deci voi lua câte 68 de grame de unt, făină și zahăr pudră. Adăugăm zahărul pudră la bolul cu făină și amestecăm puțin. După care adăugăm albușurile de ou și amestecăm bine pentru a le incorpora. La final adăugăm untul topit, care este foarte important să fie aproximativ la temperatura camerei și nu fierbinte. Amestecăm totul împreună până obținem o compoziție omogenă. Această cantitate de blat este suficientă pentru a obține 2 foi de biscuit. Distribuim blatul într-un strat cât mai subțire posibil pe suprafața unei hârtii de copt. Încercăm să distribuim blatul într-un strat cât mai uniform pentru o coacere uniformă. Dăm fiecare foaie la cuptorul preîncălzit la 160 de grade timp de 10 minute sau până când foaia este bine rumenită. Lăsăm foile să se răcească, după care le fărămițăm ca în felul următor. În total, din această cantitate de ingrediente am obținut în jur de 150 de grame de fărămituri. Ele se păstrează într-un borcan închis hermetic până la 3 săptămâni. Sper să vă fie de folos această rețetă. Curând vom folosi aceste fărămituri într-un mod mai practic, iar eu vă mulțumesc mult pentru vizionare și vă doresc o zi delicioasă în continuare. Poftă bună! Pa, pa!